Ora 10, bună dimineața, bun găsit la știri. Delegațiile PNL, USR Plus și UDMR au reluat de o oră discuțiile privind formarea unei majorități parlamentare care să voteze un nou guvern, alături de împărțirea șefiei celor două camere parlamentare. Cele mai importante aspecte ale negocierilor vizează numele viitorului premier și funcțiile din cele două camere parlamentare, Senatul și Camera Deputaților. Potrivit unor surse, liberalii ar dori să o obțină două dintre acestea, respectiv premierul și șefia camerei, însă ele sunt vizate de asemenea și de USR Plus alături de UDMR. Din acest motiv, negocierile s-ar fi blocat timp de câteva ore pe acest subiect, care a rămas deocamdată nerezolvat. Gabriela Del Pupo urmărește evenimentul și ne aduce ultimele informații. Bună dimineața, Gabriela! Bun găsit, o modalitate prin care ar putea fi distribuite aceste fotolii ar fi cea în funcție de numărul de voturi, astfel că PNL are deja propunerea de premier, ar reveni USR Plus propunerea pentru șefia Camerei Deputaților, iar cei de la UDMR ar putea propune președintele Senatului, dar se pare că atât Dan Barna cât și Ludovic Orban își doresc șefia Camerei Deputaților, acolo s-a blocat discuția. De altfel, echipele de negociere sunt sub o presiune de timp, având în vedere că mâine dimineață urmează să se întâlnească toți reprezentanții partidelor care au trecut pragul la alegerile parlamentare cu președintele Klaus Iohannis și să vină cu o propunere clară. Cel mai bine s-au mișcat cei care au negociat programul de guvernare, dar și cei care negociază posturile în Parlament, astfel că, cel puțin pentru Camera Deputaților, avem deja șefii de comisii, cele mai multe comisii le-au luat cei de la PNL, în jur de 9, urmați de cei de la USR Plus, 6 comisii și UDMR, o comisie, acolo vor avea președintele. Trebuie să spunem că aceste discuții pot merge și într-o altă direcție, cea în care nu se pun de acord astăzi PNL și USR Plus și vor merge mâine cu două propuneri de premier, deși inițial fuseseră de acord ca PNL să aibă această propunere și să îl avem atât pe Florin Câțu, cât și pe Dacian Cioloș propuși ca premier președintelui Klaus Iohannis. De altfel, ieri a fost emis un comunicat de presă din partea tuturor celor trei grupări care formează această alianță de centru-dreapta și în acel comunicat de presă se preciza clar că negocierile vor dura câteva zile. Nu s-a specificat faptul că astăzi până la finalul zilei se vor încheia absolut toate negocierile, mai ales în ceea ce privește programul de guvernare. Sunt multe puncte de discutat. Până acum a fost un succes faptul că s-au pus de acord pe planul de digitalizare care spuneau înainte de aceste negocieri mai mulți reprezentanții partidelor ar urma chiar să devină un minister pentru că urmează investiții importante acolo. Sunt sub o mare presiune de timp pentru că și-ar dori ca până pe 22 decembrie să fie investit noul guvern pentru a putea da ordonanțe de urgență, mai ales având în vedere că este final de an, sunt foarte multe chestiuni fiscale de pus la punct și, bineînțeles, și situația epidemiologică nu este favorabilă, având în vedere că avem un premier interimar și că aceste ordonanțe de urgență nu intră în atribuțiile unui guvern care asigură tranziția între noul guvern ales la alegerile parlamentare și fosta guvernare. Mulțumesc, Gabriela. De astăzi circulă trenurile de la Gara de Nord spre aeroportul Otopeni. Prima cursă a fost chiar la prima ora dimineții. Trenurile vor circula la un interval de 40 de minute, iar călătoria va dura în jur de 20 de minute și prețul unui bilet este accesibil. Oamenii vor putea ajunge la aeroport cu doar 4 lei. Astăzi prima cursă a plecat însă cu întârziere. Vorbim despre acest subiect cu Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre de pe BNTV. Bună dimineața, Ștefan! Sărbunile, bună dimineața, doamne! La doar câteva ore de la prima cursă au apărut și primele probleme, întârzieri de 30 de minute, deci cam cât durează toată cursa și nu orice cursă, cursa care ne duce spre aeroport, unde teoretic și practic trebuie să ajungem la timp. Ar trebui să prindem avionul, teoretic și practic, pentru că dacă un tren întârzie 30 de minute, riscă să pierzi avionul. Într-adevăr, în această dimineață, primul tren a circulat azi noapte la ora 030 și a ajuns bine la aeroport. În această dimineață au fost mici probleme. CFR Infrastructura transmite sau un comunicat de presă și a punctat faptul că au existat mici probleme tehnice pentru că modul de transport este acest tip cadențat, adică trenurile se intersectează undeva la jumătatea distanței
trenurile sunt obligate să aștepte celălalt tren care pleacă dinspre aeroport, spre Gara de Nord, și s-au întâmpinat diverse probleme tehnice legate de semnalizare, după părerea mea, și deja un tren a întârziat 30 de minute în această dimineață. Partea bună a lucrurilor este faptul că pentru prima dată, repet, azi noapte a început să circule primul tren. Românii care vor să plece, oamenii care vor să plece din drumul Tabere, din Bercen, de la Unirii, de la Romană, de la Gara de Nord, ajung cu metroul la Gara de Nord, își cumpără un bilet cu 4 lei, se urcă în tren și în aproximativ 20 de minute ajung la aeroport. Nu mai este nevoie să stai pe DN1 într-un taxi care ți-a cel puțin 30-40 de lei, să stai blocat 40-45 de minute pe DN1. Vor fi 36 de trenuri care vor circula 24 de ore din 24 de ore, 7 zile din 7. Cel mai important este că acele trenuri, doamnă, acoperă orele de vârf, adică ora 5-6-7 dimineața, când știți foarte bine că avioanele pleacă în acel moment, și dacă vii la 12 sau 1 noaptea, aterizezi, trenul va fi acolo și te aduce în Gara de Nord, doar cu 4 lei. O problemă este intervalul de succedare, este de 40 de minute. Adică dacă ai pierdut trenul, ajungi pe Perun și pierzi trenul, următorul tren care va pleca din Gara de Nord sau din aeroport este peste 40 de minute. E un interval un pic cam mare. Ne-l dorim undeva la 30 de minute, la 20 de minute, pentru că în marile gări din Varșovia, din Austria, din Paris, din marile orașe, marile capitale, trenurile pleacă la 10-15 minute. Da. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Edveș, realizator pe 1 TV. Mergem mai departe. O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident cumplit. Tragedia s-a produs pe raza municipiului Câmpul Lung Moldovenesc. O mașină a fost făcută zob după ce a fost lovită de un tren la o trecere de nivel cu calea ferată. În autoturism se aflau 4 oameni rămași încarcerați. Pentru a-i scoate dintre fiarele contorsionate, au intervenit mai multe echipaje de pompieri, dar și specialiști ambulanțelor SMURT. Din păcate, doar 3 oameni au fost salvați și transportați la spital. Un motociclist poate spune că s-a născut a doua oară după ce a scăpat ca prin minune cu viață, deși a fost izbit în plin de o mașină. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Teribilul accident a fost surprins de camerele de supraveghere montate în orașul hunedorean Simeria. Un șofer a acordat prioritate unei alte mașini, după care a virat stânga, fără să mai observe motociclistul care venea în viteză. Victima a fost luată pe capotă și aruncată în aer, după care s-a prăbușit pe asfalt. Materialul video a fost postat pe o rețea de socializare cu mesajul "Cam asta am pățit eu". Motociclistul are 26 de ani. În urma impactului a suferit fracturi la brațe și la picioare. Călin Doboș, așa zisul chirurg al vedetelor, a încercat să fugă din țară la 2 zile după ce a fost condamnat pentru ucidere din culpă, dar a fost prins de poliție la granița spre Ungaria. Medicul estetician a fost depistat la 3 dimineața la punctul de trecere a frontierei Nădlac 2 și arestat pe loc. Vineri fusese condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a omorât o femeie în urma unei intervenții chirurgicale. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Condamnat vineri la 3 ani de închisoare cu executare pentru uciderea din culpa unei paciente, medicul Călin Doboș a decis să fugă din țară. A fost însă descoperit de polițiști la ora 3 dimineața, în timp ce încerca să ajungă în Ungaria prin punctul de trecere a frontierei Nădlac 2. Medicul a fost arestat imediat și predat poliției arădene. Decizia de vinere a judecătorilor în cazul său include și suspendarea dreptului de liberă practică, deoarece doctorul a făcut ilegal liposucții ani la rând, deși nu avea licență. Acum 7 ani, Călin Doboș și-a operat o femeie de 36 de ani din Brăila. Îi făcuse o liposucție într-o clinică privată din Galați. La scurt timp, femeia s-a simțit rău și a intrat în comă, iar în aproximativ 3 săptămâni a decedat. Necropsia a arătat că în timpul operației medicul îi perforase intestinul. Ea a venit pentru că avea o stare urgentă foarte gravă, motiv pentru care a fost internată direct în terapie intensivă. Puroi între ficat și diafragm. Nu puteam decât să-i prelungim agonia, nu să o salvăm.
Verificările ulterioare au arătat că medicul Călin Doboș nu deținea autorizație pentru chirurgie plastică, așadar nu putea face liposucții. Pregătirea sa de medicină generală îi interzicea acest lucru. Îndepărtarea stratului adipos din regiunea abdomenului este cea mai amplă intervenție estetică și implică riscul de puncționare a plămânului sau a intestinelor, un risc de care Călin Doboș nu a ținut cont câtuși de puțin. Procesele judecătorești în acest caz au durat 7 ani, timp în care Călin Doboș a susținut că este nevinovat. Ba chiar a declarat că victima i-ar fi ascuns problemele sale medicale. În toți acești 7 ani, medicul a continuat să profeseze netulburat. S-a mutat de la Galați la București, unde și-a deschis o altă clinică privată și a devenit faimos în rândul vedetelor din România, care făceau cozi la ușa lui. Femeia care a pierit după intervenția făcută de Călin Doboș a lăsat în urmă o fată cu handicap de gradul 2. Eu mi-am vândut casa, fratele meu și-a vândut casa. Toți banii, am vândut 2 case, toți banii s-au investit în avocați în decursul anilor. După 8 ani, nu cred că s-a făcut dreptate. Toată vinovăția asta constă în 3 ani de pușcărie și 4 ani suspendare din meserie. Vine admisibil la ceva. Rudele spun că au cerut despăgubiri de 1 milion de euro în urma tragediei provocate de medicul Călin Doboș, bani pe care i-ar folosi ca să o îngrijească pe fiica celei pe care acesta a ucis-o. Ca terifiant la Alba Iulia, un bebeluș de doar 3 zile s-a înecat în timpul alăptării. Fetița a fost transportată de urgență la spital. Urma să fie transferată la Târgu Mureș, însă starea ei s-a agravat și în cele din urmă a murit. Tragedia a avut loc într-o localitate din Zlatna. O fetiță de doar 3 zile s-a necat cu lapte în timp ce era hrănită. Panicată, familia a sunat imediat la 112, iar micuța a fost dusă rapid la spitalul de urgență din Alba Iulia. Încă de la preluarea fetiței de acasă, aceasta a fost intubată. Starea ei era deosebit de gravă, astfel că la secția de primiri urgențe a spitalului, bebelușul a fost ventilat. Medicii au făcut tot posibilul să o salveze. Deoarece cazul era unul foarte complicat, reprezentanții spitalului au cerut ajutor colegilor de la spitalul de urgență din Târgu Mureș, unde bebelușul urma să fie transportat. Nu a mai fost însă posibil. Deși s-au oferit toate îngrijirile medicale de specialitate necesare, starea pacientei s-a degradat, suferind multiple stopuri cardiorespiratorii. La sosirea echipajului din județul Mureș, starea pacientei era atât de gravă încât nu a putut fi transportată. Decesul a fost declarat la ora 2. Au transmis reprezentanții spitalului din Alba Iulia. Caz revoltător la spitalul de urgență din Galați. Un pacient în vârstă, bolnav de Alzheimer, ar fi stat 8 ore în frig pe străzi după ce ar fi fost externat, fără ca familia lui să fie anunțată. Rudele susțin că bătrânul a ieșit în papuci din unitatea medicală și a rătăcit prin oraș ore în șir. Familia a cerut ajutorul poliției și a apelat și la rețelele de socializare. Într-un final l-a găsit pe bărbat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. În vârstă de 71 de ani, bărbatul care suferă de Alzheimer a fost dus recent la spitalul județean Galați cu ambulanța pentru o altă afecțiune care se agravase. Mi-au spus că nu se înțeleg cu el, ce problemă are, și zic că normal că nu vă înțelegeți, că v-am spus că are problemă psihică. Bărbatului s-a dat tratament pentru afecțiunea cu care fusese internat, după care ar fi fost externat de medicul de gardă, pentru că unitatea medicală este foarte aglomerată. Doctorul nu ar fi știut și de boala lui de memorie, așa că bunicul bolnav de Alzheimer ar fi rătăcit 8 ore prin frig după ce ar fi fost lăsat să plece singur din spital. În jurul orei 10 am sunat la spital, ni s-a spus că este ok. La ora 3 și jumătate până la urmă am sunat încă o dată și ne-au informat că nu există niciun înregistrat în baza de date. Disperate că nu dau de el, rudele au postat mesaje pe rețelele sociale, au cerut sprijinul cetățenilor și au anunțat și poliția. Într-un final, bărbatul a fost recunoscut de o farmacistă într-un cartier aflat departe de casa lui. Reprezentanții spitalului de urgență din Galați susțin că nu au știut că bărbatul suferă de vreo afecțiune psihică. Pacientul a afirmat că dorește să plece acasă. Colegul meu l-a întrebat dacă știe unde stă și dacă poate să se ducă singur. Acesta a afirmat că da. În ultima perioadă, la spitalul de urgență Galați apelează zilnic peste 150 de oameni pentru îngrijiri medicale. În containerele din curtea unității sunt câte 30 de bolnavi care așteaptă rezultatele testelor COVID. Situație critică la un centru de vârstnici din Cluj. Peste 90 de beneficiari sunt infectați cu coronavirus și mai grav este că pacienții au rămas fără singurul medic care îi îngrija. Acesta, la rândul său, s-a îmbolnăvit de COVID-19 și este internat în spital.
Casa de vârstnici Teodora din Cluj-Napoca se află într-o situație critică. Acolo a izbucnit un adevărat focar de COVID-19. Aproape 100 de beneficiari ai centrului s-au infectat cu noul coronavirus. Toți erau tratați și supravegheați de un singur medic. Acum însă au rămas și fără acesta. Doctorul s-a îmbolnăvit și el de COVID și se află în acest moment internat în stare gravă în Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. Vârstnicii se află acum în grija asistentelor medicale și a infirmierelor. Totuși, întrucât majoritatea beneficiarilor suferă pe lângă COVID și de alte afecțiuni, starea multora se poate agrava în orice moment, astfel că este nevoie urgentă și de un medic. Lipsa personalului medical este o problemă în instituțiile sanitare din România. În cazul Cluj-Napoca, mai multe persoane au făcut apel la DSP și la Colegiul Medicilor pentru găsirea unui doctor care a trecut deja prin infecția cu noul coronavirus și care este disponibil să dea o mână de ajutor celor aflați la Casa Teodora. Unul din patru români testați în 24 de ore are COVID. Asta arată ultimele cifre venite de la grupul de comunicare strategică. Autoritățile au raportat 6.333 de cazuri noi de COVID-19 în ultimele 24 de ore, la puțin peste 26.000 de teste efectuate. Iar rata de pozitivare rămâne alarmantă. De asemenea, numărul pacienților internați în secțiile ATI este în continuare ridicat, 1.288. 148 de români au fost răpuși de coronavirus în ultimele ore, printre care și un bebeluș din Mureș care suferea de mai multe comorbidități. Au fost confirmate 6.333 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, din 26.389 de teste, adică o rată de pozitivare de 23%. De notat că dintre aceste teste aproape 9.300 au fost efectuate la cerere, adică în mediul privat. Numărul total al îmbolnăvirilor ajunge astfel în țara noastră la aproape 552.000. Numărul de teste efectuate zilnic este extrem de mic, iar medicii avertizează că o parte dintre cei care nu sunt diagnosticați la timp vor ajunge direct la terapie intensivă, acolo unde nu prea mai sunt locuri. Nu se testează cât ar trebui și e clar că persoanele asimptomatice și formele ușoare rămân nediagnosticate, că altfel numărul total ar fi clar mai mare. Dar dintre cei care se testează pentru că au forme severe, e clar că un procent semnificativ au chiar și forme critice. De altfel, în secțiile de terapie intensivă sunt internați în acest moment 1.288 de pacienți, în timp ce 148 de români și-au pierdut viața doar în ultimele 24 de ore din cauza infectării cu noul virus. Printre victimele raportate se numără și un bebeluș din județul Mureș, care nu împlinise un an, dar suferea de mai multe comorbidități. Cele mai multe cazuri noi au fost raportate în București, 1.156, Constanța, 437, Ilfov, 344 și Cluj, 274. Dacă ne uităm la București, avem în mod constant peste 1.500 de cazuri noi pe zi, chiar și peste 1.800. În așa fel încât presiunea în aceste locuri, interacțiunea e foarte clară, zonele sunt aglomerate între Bucureștiul și nu mă refer numai la București, e vorba și de zona metropolitană, până la urmă același lucru. De altfel, rata de incidență în aceste județe este și cea mai mare din țară. În capitală, incidența a ajuns la 6,89 de cazuri la 1000 de locuitori, în Cluj la 5,1, în județul Ilfov la 6,75, iar în Constanța la 6,76. Carantina zonală pentru orașul Măgurele din Ilfov a fost ridicată aseară la ora 22, dar măsura a fost prelungită pentru alte 5 localități din jurul capitalei. Dacă în Măgurele rata de incidență cumulată în ultimele 7 zile a scăzut de la 6,63 la 1000 la 5,10, comunele Corbeanca, Dobroiești, Mogoșoaia, Otopeni și Popeș-Leordeni încă sunt peste 7, ba chiar și aproape 9 cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus la 1000 de locuitori. Zilele trecute s-a stabilit ca orașul Braga, Diru și comunele Chiajna și Berceni să rămână și ele în izolare pentru încă o săptămână. Acum 8 localități din jurul capitalei sunt în carantină. Brancardierul care a detubat o pacientă din greșeală provocându-i moartea nu a rămas după gratii. Magistrații au decis că bărbatul poate primi arest la domiciliu. Decizia poate fi însă contestată de procurori. Brancardierul este cercetat pentru omor din culpă după ce anchetatorii au stabilit că a intrat înaintea colegilor în salonul ATI al Spitalului Victor Babeș din capitală, a confundat o pacientă cu persoana decedată care trebuia transportată și a scos sonda care o menținea în viață. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
Brancardierul care a deconectat de la aparate pacienta de la Victor Babeș merge acasă, unde va și rămâne, după ce magistrații au respins propunerea de arestare preventivă și au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Pe lângă interdicția de a părăsi domiciliul, bărbatului s-a interzis să ia legătura cu mai mulți martori din acest dosar. Soluția poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare. Brancardierul în vârstă de 58 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă de parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Serviciul Omoruri. Prima variantă a anchetatorilor este neglijența. Anchetatorii au stabilit că bărbatul a intrat în salonul ATI înaintea colegilor, a confundat pacienta cu una decedată care trebuia transportată și i-a scos sonda de intubare. Și conducerea spitalului a început o anchetă administrativă pentru a afla dacă au fost sau nu respectate protocoalele sau dacă au existat abateri disciplinare. Iar la solicitarea ministrului Sănătății Nelu Tătaru, Direcția de Sănătate Publică verifică de asemenea procedurile de lucru. Femeia care și-a pierdut viața avea 65 de ani și era într-o stare extrem de gravă, intubată și ventilată mecanic. Specialiștii spun că nu era treaba unui brancardier să deconecteze un pacient de la aparate, fiindcă de acest lucru se ocupa asistentele. Spitalul Victor Babeș este una dintre principalele unități sanitare unde, încă de la începutul pandemiei, Medicul erou care a încercat să salveze pacienții din incendiul de acum o lună de la spitalul din Piatra Neamț a fost detubat. Cătălin Denciu va mai sta însă în spitalul belgian, potrivit presei. Medicii străini au reușit să-i refacă piciorul drept, dar pacientul încă mai are nevoie de intervenții chirurgicale după arsurile pe care le-a suferit. De vineri face și kinetoterapie și este vizitat aproape zilnic de soție. Noaptea de 14 noiembrie, în urma incendiului produs la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Neamț, 15 oameni internați în stare critică și infectați cu SARS-CoV-2 și-au pierdut viața. Descoperire macabră pe un câmp din județul Arad. Doi migranți afgani au fost găsiți uciși lângă autostrada 1. Autoritățile au fost alertate de un al treilea migrant care a fost și el înjunghiat și a fost transportat la spital pentru îngrijiri. Cadavrele celor doi migranți uciși au fost găsite în zona comunei Șagu, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Ungaria, pe autostrada A1 și la 20 de kilometri de municipiul Arad. Conform anchetatorilor, din primele verificări ar fi vorba despre o răfuială între două grupări de imigranți ilegali. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au deschis o anchetă penală în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru două infracțiuni de omor și una de tentativă de omor, întrucât un al treilea afgan înjunghiat și el a ajuns la spital, unde autoritățile. S-a dispus începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, respectiv omor calificat, prin vorba de două victime ucise și o persoană care prezintă plăci prin înjunghiere. Se presupune că ar fi vorba de o răfuială între două grupuri de migranți ilegali, de cetățenii afgană. Anchetatorii îl vor audia pe martorul supraviețuitor, dar și pe alte persoane care au trecut prin zona în care a avut loc atacul și urmează să-i identifice pe agresori. Un caz similar s-a mai produs recent în vestul țării. Procurorii și polițiștii din Bihor cercetează un cetățean din Afganistan care a înjunghiat cu un cuțit un migrant care nu i-a ascultat ordinul de a trece în not râul Crișul Negru către frontiera cu Ungaria, motivând că nu știe să înnoate și că ar putea muri înnecat. Un accident grav a fost evitat la milimetru pe DN1 în orașul Otopeni. Șoferul unui autoturism se pare că nu a ținut cont de condițiile de drum și din cauza vitezei prea mari și a carosabilului umed s-a răsucit de pe prima bandă pe a doua. O altă mașină a evitat la secundă coliziunea cu autoturismul oprit aproape perpendicular pe drumul național. Deși traficul era destul de intens și de această dată norocul a făcut să nu existe tamponări în lanț și deci nici victime. Poliția locală din Oradea a demarat o anchetă internă după ce un ofițer a fost fotografiat pe străzile orașului fără mască de protecție. Mai mult, când un cetățean i-a atras atenția că încalcă regulile sanitare pe timp de pandemie, agentul ar fi spus că nu poartă mască pentru că e polițist și are voie. Acum riscă să fie sancționat disciplinar. O anchetă internă a fost demarată de poliția locală Oradea după ce pe rețelele de socializare au fost postate mai multe imagini cu un ofițer care nu poartă mască de protecție. Bărbatul se afla în timpul serviciului. Cineva i-ar fi atras atenția că încalcă regulile sanitare, iar el i-ar fi replicat că nu poartă mască pentru că e polițist. Mesajul orădeanului care a postat pozele cu polițistul fără mască a trezit un val de reacții negative din partea internauților.
Autoritățile s-au sesizat și ele în urma imaginilor respective. Reprezentanții primăriei Oradea au transmis că bărbatul riscă să fie sancționat disciplinar. Avem toleranță zero față de orice acțiune de indisciplină și încălcarea regulilor de conduită, de încălcarea legislației în vigoare și a regulamentelor, mai ales într-o instituție în care disciplina, bunul simț și respectul față de cetățean trebuie să primeze, a precizat viceprimarul municipiului Oradea. Intervenție în forța poliției, o femeie și doi bărbați care consumau băuturi alcoolice și nu purtau mască au fost încătușați în fața Gării de Nord. Cei trei indivizi au fost puși la pământ după ce au devenit agresivi în momentul în care au fost luați la întrebări de polițiști. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Incidentul s-a petrecut în zona coloanelor de la Gara de Nord, unde doi bărbați și o femeie consumau alcool și nu purtau mască de protecție. Polițiștii din capitală i-au luat la întrebări și au vrut să-i legitimeze, însă cei trei au devenit recalcitranți, ba chiar agresivi. Oamenii legii n-au stat prea mult pe gânduri, i-au pus la pământ pe toți și i-au încătușat. Întreaga scenă a fost filmată de trecători. Unii martori chiar au criticat modul ferm în care au intervenit polițiștii. Atât femeia, cât și cei doi bărbați au fost conduși la secție unde au fost amendați. Nu s-au conformat recomandărilor echipajului de poliție, fapt pentru care a fost necesară imobilizarea și conducerea acestora la subunitatea de poliție. Cele trei persoane au fost sancționate contravențional pentru consum de băuturi alcoolice în spațiul public, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Amenzile au fost în cuantum de 4.600 de lei. Este al doilea caz de acest gen din ultima săptămână. În urmă cu câteva zile, o femeie din Oradea a fost încătușată și amendată pentru că nu purta corect masca de protecție. Răsturnare de situație în scandalul uriaș de la meciul din Paris din Liga Campionilor. O investigație de amploare a fost demarată de UEFA, iar Başak Şehir este anchetat acum pentru rasism. În timpul partidei, românii ar fi fost numiți țigan de către un oficial al echipei turce. Rezultatul anchetei va fi făcut public în 10 zile. Dacă până acum arbitrul Sebastian Colțescu era personajul principal în scandalul de rasism de la meciul dintre PSG și Istanbul Başak Şehir, lucrurile au luat o altă turnură. Pe înregistrări se aude cum un oficial turc îi numește țigani pe români. Așa că acum UEFA a pornit o altă anchetă care implică și această declarație. Nevrând să luăm în calcul gestul mojic până la urma lui Vebo, care a jignit brigada de arbitri. Se și aude, cum spune Sebastian Colțescu înainte, este inacceptabil. Pur și simplu ceea ce a vrut el să transmită atunci și a vrut să identifice mai ușor elementul de pe banca turcilor care a jignit într-un mod, nu știu, josnic brigada de arbitri, iar ulterior se aude și cum spune un alt oficial turc că în țara lui românii sunt țigani, dar că nu spune țigan. Deci rasismul a fost direcționat greșit în toată această situație. Pe de altă parte, oficialii turci se fac că nu înțeleg că sunt și ei anchetați de UEFA și cer pedepse dure pentru Sebastian Colțescu. Vor ca arbitrul român să fie interzis pe viață. În mod normal, brigada noastră ar trebui disculpată total și trebuie penalizată cauza întregului scandal. A fost scandal în Olt. Un bărbat din Balci a distrus două mașini după ce a aruncat cu mai multe obiecte de la etaj. Cum individul a devenit agresiv în momentul în care au venit polițiștii, a fost nevoie de intervenția mascaților pentru a-l calma. Luptătorii SAS l-au luat pe bărbat pe sus și l-au urcat în dubă. După ce a trecut prin duba poliției, bărbatul recalcitrant a avut nevoie de îngrijiri medicale la spitalul din Slatina, unde a rămas internat. Stai, frate, cu mine, ce-am făcut? Uite-te la mine! Uite-te la mine! Supărat pe vecinii săi, bărbatul în vârstă de 43 de ani a început să arunce de la geamul locuinței sale cu tot ce i-a căzut în mână.
Farfurii, oale sau obiecte electrocasnice, toate au ajuns pe mașinile parcate de vecini în fața blocului. Când a fost luat la rost de aceștia care i-au cerut să se calmeze pentru că le distruge mașinile, individul i-a amenințat cu bătaia. Oamenilor nu le-a rămas decât să sune la 112. Nici polițiștii nu au reușit să-l liniștească pe bărbat, așa că au apelat la planul de rezervă, mascații de la trupele speciale. Aceștia l-au luat pe sus pe individul violent și l-au băgat în dubă, unde au reușit să-l calmeze rapid. Bărbatul a ajuns la spital unde a rămas internat, în plus a ales și cu o amendă usturătoare, dar și cu un dosar penal pentru distrugere, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit vecinilor, bărbatul locuia singur și a mai fost implicat în scandaluri, însă niciodată nu a reacționat atât de agresiv. Vremea face ravagii în capitală. Mai mulți copaci s-au rupt și au căzut peste mașini. Pe o singură stradă, 3 autoturisme au fost avariate, iar un șofer și-a văzut moartea cu ochii. Vremea extremă din capitală a făcut ravagii. Vântul puternic a doborât copaci în mai multe zone din București, însă situații grave au apărut pe calea Giulești și pe bulevardul Primăverii. Pe calea Giulești, un copac a cedat și s-a prăbușit peste 3 mașini. Una dintre acestea se afla chiar în mers, iar șoferul și-a văzut moartea cu ochii. Am avut o singură intervenție prin 112. Colegii mei s-au deplasat la un accident rutier. Pe un auto care se afla în mișcare pe calea Giulești a căzut un copac. Din fericire, este vorba despre o tamponare și nu a fost nevoie de acordarea de îngrijiri medicale. La astfel de situații intervin și colegii de la ISU, respectiv reprezentanții ADP, pentru nemedirea situației. Mai multe echipaje de poliție și pompieri au fost trimise să degajeze traficul, iar proprietarii autoturismelor au rămas să-și evalueze pagubele. Un incident grav s-a produs și pe bulevardul Primăverii. Și aici un copac a căzut peste un taxi, iar conducătorul acestuia a rămas încarcerat în mașină. Din fericire, salvatorii au intervenit prompt și aici și au reușit să evacueze pe bărbat. Polițiștii de la rutieră îi avertizează pe șoferi că astfel de episoade provocate de vremea extremă se pot petrece oricând și îi sfătuiesc să circule cu prudență sporită sau, pe cât posibil, să evite deplasările. Le recomandăm ca de fiecare dată să adapteze în permanență viteza la condițiile meteo, să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehicul care circulă în fața lor pentru a putea frâna în condiții de siguranță. În aceste condiții carosabile s-a înnecut, iar distanța de frânare crește. Au fost și precipitații, ați văzut că a fost ninsoare zilele trecute. Ne putem aștepta la același lucru. Trebuie să fim foarte atenți, să fim prudenți, să fim calmi și să sporim atenția astfel încât să evităm posibile incidente. Reprezentanții noului partid intrat în Parlament AUR vor să fie introdus din nou stagiul militar pentru toată lumea în România. George Simion, liderul partidului, spune că astfel bărbații români vor fi pregătiți în cazul unui conflict teritorial. Iar pentru ca acest lucru să fie posibil, formațiunea va propune în Parlament un proiect de lege prin care bărbații să facă armată. În schimb, cei care nu sunt interesați pot opta pentru voluntariat în cadrul unei organizații non-guvernamentale. Ideea în mare de la care am pornit este ca fiecare român care vrea să aibă pregătire militară, nu sub forma cazonă pe care noi am văzut-o la părinții și la bunicii noștri, dar instructaj militar de bază pentru a ști să ne apărăm în caz de pericol. Nu trebuie făcut sub formă de 24/24 armată. Se poate face și la sfârșit de săptămână. Iar cei care nu doresc să facă armată ar fi obligați să se înscrie ca voluntari în diferite ONG-uri. Pot opta pentru voluntariat în cadrul unei organizații non-guvernamentale, dar să se obișnuiască cu a face ceva pentru țară. Din păcate, nu prea suntem învățați cu acest concept. Pretindem mult de la țară, dar nu înțelegem și să dăm înapoi. În Israel se face, în Elveția se face,
e bine ca fiecare român să fie pregătit pentru eventualitatea unui conflict. Nu se știe ce succes va avea propunerea celor de la AUR în Parlament, mai ales că reprezentanții partidului au declarat încă de la început că nu fac niciun fel de alianță cu nimeni, nici de la putere, nici de la opoziție, așa că s-au autoizolat într-un fel de restul parlamentarilor. AUR va avea în viitorul Parlament 47 de reprezentanți, 34 de deputați și 13 senatori, adică mai mult de 10% din aleși. Useristul Stelian Ion, fost candidat la primăria Constanței, și-a luat garsonieră de la ANL prin fraudă. Scrie negru pe alb chiar primăria Constanța, care a derulat un audit pe acest caz, după ce situația politicianului a fost dezvăluită de jurnaliștii de la Newsweek România. Auditul făcut de primăria Constanța confirmă că Stelian Ion a obținut doar un punctaj de 74 de puncte pentru a intra în posesia garsonierei luate de la ANL, ceea ce nu îl îndreptățea să ia locuința pentru că ultimul punctaj acceptat era de 77 de puncte. Așa că useristul a făcut ce a făcut și a ajuns la un total de 81 de puncte, după cum arată documentul publicat de Newsweek România. Cele 7 puncte în plus au venit din faptul că Stelian Ion a declarat în fals că lucra la o instituție publică, deși era avocat. Ba chiar l-a reprezentat în anumite dosare chiar pe Radu Mazăre, primarul PSD al Constanței de la acea vreme. Documentul pe care îl publică acum jurnaliștii de la Newsweek România arată nu doar că Stelian Ion și-a umflat punctajul, ci și că frauda lui a fost acoperită de fostul primar PSD, Decebal Făgădău. Urmărind cronologia faptelor, se observă că documentul cu concluziile auditului a fost emis pe 22 septembrie, adică fix cu o săptămână înainte de alegerile locale. Dar, cu toate astea, primarul de atunci, PSD-istul Decebal Făgădău, nu a scos niciun cuvânt despre asta, deși Stelian Ion era contracandidat la primăria Constanței. Era și complicat de altfel, pentru că tocmai Făgădău, pe vremea când era viceprimar, i-a aprobat lui Stelian Ion un avantajos schimb de locuințe de la periferia Constanței în centrul orașului. Însă nereguli mai sunt în dosarul în care useristul a reușit să obțină garsoniera de la ANL în 2005. Astfel, deși era tolerat în spațiu în apartamentul părinților, a încheiat peste noapte un contract de închiriere cu tatăl său contra sumei de 10 lei lunar. A declarat în fals că are un handicap grav care necesită însoțitor, deși era contrazis chiar de actele medicale pe care el însuși le-a depus la dosar. Și, în al treilea rând, a declarat numai parțial venituri și nici măcar cele declarate nu se încadrau la punctajul obținut. Contactat de jurnaliștii de la Newsweek România, Stelian Ion nu a comentat pe marginea subiectului. Asta deși, acum câteva luni, când a fost dezvăluit falsul, susținea că e un atac politic și că totul e o minciună. Din nou la știri, pandemia de coronavirus afectează și unul dintre cele mai mari evenimente religioase ale lumii. Pelerinajul de la Bazilica Fecioarei din Guadalupe, care avea loc în fiecare an în apropiere de capitala Mexicului, a fost suspendat din cauza ratei mare de infectare. Este pentru prima dată în 500 de ani când este luată o astfel de decizie. Cu toate acestea, sute de oameni s-au dus în Mexico City fără să știe ce stabiliseră autoritățile. Anul trecut, la pelerinaj s-au adunat peste 11 milioane de credincioși. Primele loturi cu vaccinuri Pfizer și BioNTech împotriva COVID-19 autorizate în Statele Unite ale Americii vor ajunge în centrele de vaccinare din țară de mâine. Practic, din prima zi a săptămânii va începe și procesul de administrare a serului potrivit autorităților americane. Acestea sunt încrezătoare că vaccinul va fi livrat cetățenilor la timp. Președintele american în exercițiu, Donald Trump, afirmase imediat după autorizarea de urgență a vaccinului că primele injecții vor fi făcute în 24 de ore, adică de ieri. Compania Pfizer a precizat însă că loturile vor pleca abia de astăzi din centrul său din statul Michigan. Germania va intra în izolare totală cel mai târziu miercuri. Aceasta este înțelegerea la care a ajuns guvernul condus de Angela Merkel cu autoritățile celor 16 landuri. Chiar și așa există landuri care nu mai au răbdare și au anunțat deja implementarea unor măsuri mai dure. Germania are o rată de infectare de 3 ori peste limita, peste nivelul maxim stabilit de autorități, însă sunt și regiuni unde situația este mult mai gravă. Asta în condițiile în care restricții au fost aplicate încă din octombrie și noiembrie.
Odată cu intrarea în vigoare a izolării totale, în Germania vor fi interzise adunările cu mai mult de 5 persoane, cu excepție perioada Crăciunului, când vor fi permise reuniunile de maximum 10. În plus, vor fi închise și magazinele, barurile și restaurantele, în zonele în care acest lucru nu s-a întâmplat deja pe parcursul săptămânilor anterioare. Guvernul condus de Angela Merkel și liderii regionali nu au căzut încă de acord dacă să închidă sau nu și școlile. Nu toată lumea este însă mulțumită cu planul actual. Liderul Bavariei, Markus Söder, crede că ziua de miercuri este prea târzie pentru intrarea în vigoare a izolării. Cu siguranță trebuie să luăm măsurile necesare înainte de mijlocul săptămânii. Avem nevoie de o izolare totală. Cifrele sunt mai dezastruoase acum, mai mult ca oricând, a declarat oficialul german. Bavaria este una dintre regiunile care încă de săptămâna trecută a aplicat măsuri dure de izolare, similare celor din țările în care a fost implementată măsura izolării totale pe parcursul lunilor trecute. Nici landul Saxoniei nu a mai avut răbdare până miercuri. Liderul regiunii, Michael Kretschmer, a anunțat intrarea în vigoare a izolării totale de mâine. Situația este mult mai dramatică decât în primăvară, iar populația se ocupă de această situație mult mai puțin atent și liber, iar acest lucru este foarte periculos. Saxonia este una dintre principalele regiuni surse de infectare din Germania, cu o incidență de 313 cazuri la 100.000 de locuitori. Și landul Renania-Palatinat ar lua în calcul închiderea magazinelor de luni. Pe fondul acestei informații, oamenii au luat cu asalt magazinele. De asemenea, și în Baden-Württemberg, autoritățile au aplicat deja măsuri de izolare și au trimis poliția pe străzi pentru a le pune în aplicare. Calculat la nivel național, rata de infectare este de 163 de infectări la 100.000 de locuitori, în condițiile în care pragul maxim stabilit de autorități este de 50. Doar sâmbătă au fost raportate aproape 22.000 de noi cazuri, iar asta după o perioadă de 3 zile în care au fost raportate între 24 și 28.000 de infectări, în ciuda măsurilor de restricție. În Germania au fost raportate peste 1,3 milioane de infectări și cel puțin 22.000 de decese. Italia a ajuns la cel mai mare număr de decese cauzate de COVID-19 din Europa. Conform ultimelor furnizate de autorități, Italia a devansat Marea Britanie și se plasează în acest moment pe primul loc pe continent în ceea ce privește numărul de oameni răpuși de noul coronavirus. Bilanțul trece de 64.000 de morți. Doar în ultimele 24 de ore, Ministerul Sănătății din Italia a anunțat 649 de decese. De asemenea, numărul infectărilor noi depășește cifra de 19.000. În acest clasament, Italia e urmată de Marea Britanie, Franța și Spania. Joe Biden, președintele ales al Statelor Unite, a promis că țara sa va reveni în acordul de mediu de la Paris din prima zi a mandatului său la Casa Albă. Tot acesta a anunțat și că Statele Unite își vor asuma rolul de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice. Anunțul președintelui ales a venit chiar în ziua în care acordul de la Paris a împlinit 5 ani de la intrarea în vigoare. America a ieșit formal din acord pe 4 noiembrie 2020, la o zi după alegerile prezidențiale. Joe Biden și-a anunțat intenția de a reintroduce Statele Unite în acordul de la Paris prin două postări pe contul său de Twitter. Sub administrația Biden-Harris vom reintra în acordul de la Paris încă din prima zi și vom conduce lumea în lupta împotriva schimbării climatice, a anunțat președintele ales al Statelor Unite. În urmă cu 5 ani, la această dată, lumea s-a adunat pentru a adopta acordul de la Paris pe schimbările climatice, iar în 39 de zile Statele Unite vor reintra, a mai adăugat Joe Biden. Anunțul a fost salutat de președintele francez Emmanuel Macron în cadrul unui summit ONU pe mediu, la care au luat parte peste 70 de șefi de stat și de guvern. Le président élu des États-Unis d'Amérique est affirmé sa volonté de revenir dans l'accord de Paris. Je veux vraiment dire welcome back, welcome home à nos amis américains. Acordul de la Paris a fost adoptat în cadrul conferinței ONU privind schimbările climatice din 12 decembrie 2015 de 196 de state și a intrat în vigoare pe data de 4 noiembrie 2016. Momentul a fost caracterizat de fostul președinte american Barack Obama drept unul istoric. Today is a historic day in the fight to protect our planet for future generations. De-a lungul timpului, acordul de la Paris a fost criticat din cauza faptului că, la fel ca majoritatea acordurilor pe mediu, nu prevede sancțiuni pentru statele care nu își respectă angajamentele. Secretarul general al ONU crede că liderii politici ar trebui să declare, citez, stare de urgență climatică în țările lor, astfel încât să fie evitat un nivel catastrofal al încălzirii globale. Oficialul consideră și că statele care au semnat acordul de la Paris nu și-au respectat angajamentele.
5 years after Paris, we are still not going in the right direction. Paris promised to limit temperature rise to as close as 1.5 degrees as possible. But the commitments made in Paris were far from enough to get there, and even those commitments are not being met. If we don't change course, we may be headed for a catastrophic temperature rise of more than 3 degrees this century. That is why today I call on all leaders worldwide to declare a state of climate emergency in their countries until carbon neutrality is reached. Decizie inedită luată de autoritățile din Cehia, cafeaua la pachet a fost interzisă de executivul de la Praga. Motivul invocat de ministrul ceh al sănătății este pericolul la care pot duce plimbările prin piețele de Crăciun cu o cană de cafea în mână, respectiv fără distanțare și mască de protecție. Guvernul din Cehia a decis să le interzică oamenilor să mai cumpere cafea la pachet în încercarea de a limita efectele pandemiei de coronavirus. Decizia a trezit un șir de nemulțumiri în rândul iubitorilor de cafea. De fapt, majoritatea oamenilor a crezut că este o confuzie, o greșeală. Nu a fost însă așa. Ministrul Sănătății ceh, Jan Blatný, a explicat motivul care a dus la o asemenea decizie. Mai exact, fiindcă suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, mulți oameni se vor plimba prin piețe și târguri de Crăciun cu un pahar de băutură caldă în mână. Ori guvernul a luat decizia de a opri servirea cafelei în locurile aglomerate, unde cel mai probabil nu va fi posibilă păstrarea distanței fizice. Cafeaua la pachet va fi permisă doar în cazul în care consumatorul o ia acasă într-o pungă. Autoritățile chineze au izolat total un oraș din nordul țării, aflat în apropierea frontierei cu Rusia, după ce a fost identificat un singur caz de infectare cu noul coronavirus. Au fost închise toate școlile, restaurantele funcționează doar în regim de catering, iar în zonele considerate de risc maxim, doar o persoană per familie poate ieși din casă odată la două zile, timp de maximum 2 ore și doar pentru aprovizionarea cu alimente. De asemenea, circulația tuturor mijloacelor de transport a fost oprită, iar orice persoană care dorește să părăsească orașul trebuie să prezinte un test negativ făcut cu cel mult 24 de ore înainte. Descoperire incredibilă în curtea unei familii din Marea Britanie. Oamenii au dat peste o comoară compusă din monede de aur vechi de aproximativ 500 de ani. Comoara se bănuiește că ar fi aparținut unui negustor înstărit sau unui membru al clerului, iar monedele înfățișează mai mulți regi ai Angliei. Comoara găsită de familie era compusă din 63 de monede de aur și una de argint, ce au fost bătute pe durata a 100 de ani, în secolele 15 și 16. Unele datau din timpul domniei lui Eduard al IV-lea, un rege care a domnit în timpul războiului celor două roze. Alte monede fusese răbătute în timpul domniei controversatului rege Henric al VIII-lea. De altfel, una dintre monede avea și inițialele a 3 dintre cele 6 soții pe care Henric al VIII-lea le-a avut. După descoperirea tezaurului, familia a anunțat British Museum, care a estimat valoarea comorii la aproximativ 14.000 de lire sterline. În urmă cu 480 de ani, de când datează tezaurul, valoarea acestuia era de 24 de lire. O sumă considerabilă pentru acea dată, motiv pentru care se bănuiește că monedele i-ar fi aparținut unui comerciant înstărit sau unui membru al clerului. Comoara găsită în grădină este doar una dintre cele 47.000 de descoperiri făcute în 2020 în Regatul Unit, majoritatea de către arheologi amatori dotați cu detectoare de metale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu pierdeți de la Fix Talk pe 1 cu Aneta Sângiorzan. Noi ne revedem la jurnal la miezul zilei pe curând.